Bună ziua și bine ați venit sau revenit în cadrul lecțiilor din proiectul Cuvinte Românești. Eu sunt Izabela Manolache și vreau să vorbim astăzi despre un poet. Despre un poet legendar care s-a remarcat prin forța de sinteză a izvoarelor autohtone și universale, prin imaginație bogată și fantezie creatoare, prin înălțare filozofică și printr-o viziune cosmică și mitologică asupra omului. Un poet care a adus prin opera sa o limbă română nouă și mereu proaspătă. Extraordinar este faptul că el nu a trebuit să se lupte pentru a stăpâni graiul românesc, căci acesta i-a fost mereu la îndemână, ajutându-l chiar în realizarea de imagini artistice deosebite. Întregul farmec al universului său poetic constă în substratul autohton al limbii, mereu actuală, de atunci și până astăzi. Și cred că, spunând aceste lucruri, v-ați gândit deja la numele său, Mihai Eminescu. La data de 15 ianuarie 1850, la Botoșani, se naște cea mai importantă voce poetică din literatura română, poetul național al României, Mihai Eminescu. A fost poet, prozator și jurnalist român. Mihai Eminescu a publicat primul său poem cu titlul De-aș avea la vârsta de 16 ani. A plecat să studieze la Viena la 19 ani și a scris în 20 de ani de creație nu mai puțin de 46 de volume. 14.000 de file strânse de Titu Maiorescu și înmânate Academiei Române în ședința din 25 ianuarie 1902. Mihai Eminescu a fost al șaptelea dintre cei 11 copii ai lui Gheorghe Eminovici și ai Ralucăi Eminovici. A copilărit la Botoșani și Ibotești și s-a bucurat de o libertate totală de mișcare, în permanent contact cu oamenii și cu natura. Despre copilărie a scris cu adâncă nostalgie în poeziile Fiind băiet, păduri cutreieram și O rămâi. A urmat cursuri la școala din Cernăuți, iar din toamna lui 1865 a stat în gazdă la profesorul Aron Pumnul, de la care a primit importante lecții și pentru care a simțit toată viața o sinceră recunoștință. Cu toate că profesorul Aron Pumnul s-a stins din viață la scurt timp după mutarea lui Mihai Eminescu în casa sa. După debutul din data de 9 martie 1866 în revista Familia cu poezia De-aș avea, semnată M. Eminoviciu, directorul revistei, Iosif Vulcan, îi recomandă lui Mihai Eminovici să-și schimbe numele în Eminescu. Iar mai târziu, această modificare a fost adoptată și de alți membri ai familiei sale. În 1867 se mută la București și se angajează ca suflor și copist în trupa lui Iorgu Caragiale. Apoi, la Teatrul Național, unde îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale. În toată această perioadă a continuat să scrie și să traducă. Între 1869 și 1872 este student la Viena, la Facultatea de Filozofie și Drept. În timpul vieții sale a fost un membru activ al societății Junimea, societate despre care am povestit pe larg într-o lecție anterioară. Junimea i-a acordat lui Mihai Eminescu o bursă, astfel că în perioada 1872 și 1874 este student la Berlin, unde ar fi trebuit să obțină titlul de doctor în filozofie. După două semestre, abandonează cursurile și se întoarce în țară. În iulie 1875 îl cunoaște pe Ion Creangă. Mihai Eminescu era revizor școlar, iar Ion Creangă era institutor la școala numărul 2 din Păcuraru, Iași. Îl recomandă apoi societății Junimea pentru că a fost fermecat de talentul de povestitor al noului său prieten. De Ion Creangă l-a legat o profundă prietenie, unică în literatura română. Corespondența celor doi este deosebit de frumoasă și sinceră. Mihai Eminescu a fost redactor șef la ziarul Timpul începând cu anul 1880, ziarul oficial al Partidului Conservator. Aici a desfășurat o activitate intelectuală excepțională, dar care, din păcate, i-a ruinat sănătatea. Spuneam la începutul lecției că Mihai Eminescu a adus prin opera sa o limbă nouă și mereu proaspătă, în timp ce opera sa este un întreg univers al unor motive precum timpul și spațiul național, pădurea,
Marea, Doina, Visul și Melancolia. Legătura operei eminesciene cu devenirea noastră istorică nu poate fi contestată, Eminescu fiind modelul absolut spre care tind, fără excepție, reprezentanții literaturii românești. Articolele publicate în paginile ziarului Timpul impresionează și astăzi prin vibrația lor patriotică, prin admirația față de spiritul de jertfă al ostașilor români în războiul pentru independența națională din 1877, dar și prin luciditatea cu care poetul judecă realitățile din actualitatea social-politică a acelor ani. Au rămas memorabile cuvintele cu care Mircea îl întâmpină pe Bayazid în scrisoarea a treia: ca o neîndoielnică și directă manifestare poetică a atitudinii și sentimentelor lui Mihai Eminescu. În valorificarea creatoare a folclorului național, Eminescu se ridică, din nou, pe cele mai înalte trepte de vrajă, purtat de o efervescență lirică fără asemănare. Începând cu Fot frumos din lacrimă și ajungând la Revedere, apoi la neasemuita poveste de dragoste din Călin, file din poveste și Luceafărul. Incursiunile filozofice a lui Mihai Eminescu susțin coordonatele complexității poeziei sale. Abordând atâtea probleme fundamentale ce țin de viață și moarte, natură și iubire, geneză și sfârșitul lumii sau sfârșitul civilizației, poetul subliniază zbaterile și nefericirile omului de geniu. Pornind de la stilul convențional pe care îl cultivau poeții vremii, trecând printr-o fază de romantism tumultos al afirmării, efortul artistic l-a condus pe Eminescu, pe măsura maturizării, către o concentrare din ce în ce mai densă a mijloacelor de expresie, din care au dispărut regionalismele, diminutivele, epitetele ornante, făcând loc unui stil clasic de cea mai pură esență. Sintagme precum dulce minune, somn lin, farmec dureros, dureros de dulce, limba ca un fagure de miere, sună cu jale și așa mai departe, asigură poeziei lui un farmec deosebit. Datele pe care ni le oferă opera lui Eminescu demonstrează cu prisosință familiarizarea lui cu întreaga lume a ideilor și sistemelor filozofice și cu lirismul tuturor timpurilor. Poetul a consacrat o mare parte din timpul studiilor sale în străinătate pentru asimilarea cugetărilor și motivelor poetice ale celebrilor antici, greci și latini: Platon, Aristotel, Homer, Plutar, Ovidiu, Horațiu. Pentru că apoi, dincolo de textele budiste, avea să includă, pe rând, Evul Mediu, Renașterea, Clasicismul, Romantismul, Naturalismul și Materialismul filozofic al veacului trecut. Discursul său liric a înregistrat, astfel, ecoul tuturor lecturilor din Kant, Schopenhauer, Dante, Shakespeare, Schiller, Novalis, Lamartine sau Victor Hugo. Toate influențele din planul literaturii europene, indiene prin Rig Veda și universale, fiind asimilate în complexitatea viziunii sale. În opera lui Eminescu, natura și dragostea sunt două teme ce nu pot fi tratate separat, din împletirea cărora s-au născut cele mai frumoase texte eminesciene. Criticul George Călinescu remarcă faptul că, dincolo de opera sa, ceea ce izbește aproape dureros este că, în activitatea de funcționar, de gazetar sau de redactor a lui Eminescu, se observă o imensă bună credință și destoinicie administrativă, o capacitate de muncă intelectuală și practică totodată, un bun simț desăvârșit în toate acțiunile care ar fi făcut în alte împrejurări din el un mare organizator. Într-o vreme obscură și încărcată de ipocrizie și politicianism, activitățile și munca lui Eminescu ne apar pline de optimism. După lungi suferințe, Mihai Eminescu s-a stins din viață la 15 iunie 1889. Am evitat în această lecție să povestesc lucruri incredibile, care să atragă atenția sau care poate să vă uimească în vreun fel despre opera și viața lui Mihai Eminescu. În jurul poetului național s-a creat o aură de legendă. Mulți dintre noi am auzit despre Mihai Eminescu, însă puțin știu cu exactitate ce a făcut și care dintre caracteristici, aptitudini sau idei l-au transformat într-un poet legendar.
Din volumul Viața lui Mihai Eminescu, aflăm și trebuie să reținem câteva informații esențiale cu privire la biografia marelui poet. Subliniez că trebuie să reținem pentru că de-a lungul timpului s-a creat un val de eminescologi, adică oameni de cultură care studiază viața lui Mihai Eminescu și care de multe ori caută mai ales informații care să șocheze. Nu este vorba despre a-l discredita pe Eminescu. Nimeni și nimic, vreodată, pe această lume, nu o va putea face. Este însă vorba despre a-i crea o biografie nefericită, mizeră chiar. Propun să nu ne lăsăm păcăliți de lucrurile incerte și amintesc câteva idei punctate de criticul George Călinescu. În primul rând, prietenii care își aminteau despre tinerețea lui Eminescu povesteau sub impresia definiției de mai târziu a operei sale cu formula pesimistului care sub aceea a bolii l-a răpus. Și erau înclinați să ne înfățișeze viața poetului într-un ton sumbru și dezechilibrat. Însă această perspectivă are o doză de incultură și naivitate. În al doilea rând, în goana după intrigi postume, așa numiți eminescologi au vrut să scoată la iveală, ca niște cârtițe săpătoare, o sumă de informații și fragmente de scrisori ciopărțite, dar de care nimeni nu a auzit sau pe care nimeni nu le-a văzut vreodată, pagini suspecte scrise într-un stil incult și cu multe contradicții iluitoare. Ne atrage atenția George Călinescu și ne roagă să nu ne încredem în astfel de informații și să punem la îndoială autenticitatea unor argumente, căutând întotdeauna cu prudență adevărul. Iar eu completez rugămintea acestuia, îndemnându-vă să căutați întotdeauna sursele cele mai sigure, mai ales că informațiile datorită internetului ajung la noi într-o secundă. Ceea ce citim pe internet, și nu doar despre Mihai Eminescu, uneori poate fi fals. Dintre sursele sigure de documentare, dincolo de istoriile, dicționarele și biografiile avizate și publicate la edituri de prestigiu, vă recomand publicația Mihai Eminescu. Este vorba despre o aplicație, așa cum în România avem o aplicație în care sunt listate toate romanele din literatura română, tot așa avem o aplicație cu toată opera poetului, inclusiv cu articolele pe care le-a scris și pe care le-a publicat. Este frumos organizată, conține mai multe secțiuni, dintre care o secțiune cu repere critice și una bibliografică. Este, pe scurt, o foarte la îndemână sursă sigură, dar digitală, așa cum ne place și cum ne-am obișnuit astăzi. Marele poet, Mihai Eminescu, a fost un om al timpului modern, prin cultura lui de nivel european, de o inteligență covârșitoare, ajutată de o memorie căreia nimic nu-i scăpa. Titu Maiorescu spunea următoarele: acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât poate omenește prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbei naționale care și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vesmântului cugetării românești. Asta a spus Titu Maiorescu despre Eminescu. Imaginile următoare conțin o listă cu operele sale, atât în timpul vieții, cât și postum publicate. În cadrul orelor de limba română, profesorul are nenumărate posibilități de predare, folosind ca texte suport poeziile lui Mihai Eminescu. Eu am ales pentru astăzi să completez o fișă de lectură, după citirea unei poezii foarte simple și dedicată copiilor, Somnoroase păsărele. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dormi în pace. Trece lebăda pe ape între trestii să se culce, fie-ți îngerii aproape, somnul dulce. Peste-a nopții ferie se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie. Noapte bună! Eu vă invit să completați fișa alăturată, în care trebuie să notați numele autorului, titlul poeziei și să completați următoarele exerciții, în care trebuie găsite cuvinte asemănătoare pentru suspină, izvor, trestii, ferie, armonie, pace. Următoarea cerință este tot de completare
a unor căsuțe cu însușiri din text pentru codru, păsărele, lună. Apoi sunt câteva întrebări. Unde se ascund păsărelele? Unde se culcă lebăda? Despre ce moment al zilei este vorba? Puteți în continuare să alcătuiți propoziții cu diferite cuvinte din text, iar eu vă recomand trei dintre acestea, spre exemplu ferie, suspină și armonie. La final, dacă vă rămâne timp, puteți copia o strofă la alegere și puteți chiar să desenați o floare, o lună, un cuib, o lebădă poate. Vreau să închei lecția cu un gând pe care l-am avut când am citit despre Mihai Eminescu în volumul scris de George Călinescu. Întrucât următoarele rânduri, deși par să îl caracterizeze pe marele poet național, cred că se referă la noi toți, români de aici, din România, dar și de pretutindeni. M-am gândit însă mai ales la românii din diaspora, pe care îi privesc și îi simt cu o infinită căldură, prietenie, recunoștință și mândrie. Dacă eu ar trebui să vorbesc despre voi, despre românii de peste granițe, aș face-o folosind cuvintele lui Călinescu despre Mihai Eminescu. Eminescu era un român de tip carpatin, dintre aceia care, trăind în preajma munților, mai cu seamă în Ardeal și Moldova de sus, sub greaua coroană habsburgică, cresc mai vânjoși și mai aprigi și arată pentru încercările de smulgere a lor din pământul străbun lungi rădăcini fioroase, asemenea celora ce apele curgătoare descoperă în malurile cu copaci bătrâni. El avea ca atare un suflet etic, simțitor la toate ideile și sentimentele, care, alcătuind tradiția unei societăți, sunt ca grinzile afumate ce susțin acoperișul unei case, nefiind lipsit totodată de viziunea unui viitor mai drept. Nu nutrea nicio aspirație pentru sine, ci numai pentru poporul din care făcea parte, fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un individ. Deoarece nu urmărea un folos propriu, ci unul social, n-avea însușirea de a alerga repede pe treptele vieții spre a ieși în sus în fruntea scării, dar era cu atât mai îndârjit și mai mușcător în lupta pentru idei. Răzvrătit, cu o lipsă de prefăcătorie ruinătoare pentru om, Eminescu a fost un patriot înflăcărat și un denunțător al mizeriei muncitorului rural, industrial și intelectual. Îndrăzneț în numele ideii, sfios și blazat în numele său. Din această pricină, dacă avea umor, era totuși un om lipsit de ironie. Spiritul critic e o înfățișare rectilinie care nu are nimic sfânt afară de expresia cea mai înaltă a adevărului. Patriotismul, tradiția, ideologia sunt pentru omul ironic locuri comune. Bătătura aridă de atâta călcătură, vatra negrită de funingine, tot ce stânjenește prin vechime și respect zvâcnirea vieții noi. Acestea însă erau scumpe lui Eminescu, care nu le considera ca o crustă peste râul vital. Și când un Greculus ca Ion Luca Caragiale, cu linii subțiri și nestatornice de maliție, încerca să atragă pe poet în jocul alunecărilor și întortocheat al sofisticii, piciorul său sufletesc solid se împleticea iritat, obișnuit să se așeze lat și neted în hora sublimă a principiilor. Eminescu, cel lipsit de ironie, căuta pe creangă sau pe ardeleni, care, cum știm, se frământau pe loc, neputincioși în fața iuțelii valahe, dar petreceau cu lacrimi de înduioșare în duhul gândurilor grave și religioase. În viața afectivă, Eminescu nu se ridică decât prin expresie deasupra norodului, cuprinsul esențial al sufletului său fiind un sentiment de jele. Fie că în iubire, departe de orice educație analitică, își chema iubita în codru verde, fie că gândul morții se înfățișa cu toate mângâierile unei îngropăciuni după datin și tristețile unei vieți neluminate. Inteligența era limpede, îndreptată numai decât la țintă, dar mijlocie ca o apă curgătoare fără ochiuri adânci. În schimb, puterea de a oglindi prezentul în vis, făcând din el un cer întors și fără fund, era enormă și împiedică pașii tereștri. Eminescu era un lunatic sublim, în sufletul căruia visele creșteau ca nalba, acoperind și colorând priveliștea orizontală. Starea sa normală era cea vizionară și acțiunea politică a fost, desigur,
o latură care, mai la urmă, s-a dovedit alterată de vis și utopie, rămânând numai puțin un protest metaforic împotriva relelor contemporane. Trăind în universul său, Eminescu n-a fost nicicând atras de luminile marilor orașe, demoliciunile și estetismul claselor de sus. Hoinar din fire, nu numai a trăit de nevoie în haine destrămate și sub tavane scunde și coșcovite de apa ploilor, dar a început a simți o plăcere nu lipsită de amărăciune în a cultiva propria mizerie, confundând voluptățile simple ale naturii cu noroaiele și cu bureții vieții. Dar dacă n-avea mândria fizică, o avea pe aceea morală. Pătruns în liniște de valoarea personală, arăta după împrejurări, fie simplitatea gravă, fie dispreț înalt, prețuindu-se singur și cu răceală înainte ca lumea să-l disprețuiască. De aici, un sentiment al răspunderii, un scrupul în toate actele, obstinat, improductiv, care îl fac inapt pentru viața publică, neprețuit pentru viața intelectuală. În sfârșit, sufletul său era alcătuit din roate enorme și greoaie, ce odată puse în mișcare se învârteau cu un duduit grozav și implacabil. Era plin de violență și de statornicie în dragoste și dușmănie. Și spumele urii sale au fost adesea nedrepte și nemăsurate. Eminescu a fost, într-un cuvânt, un om înzestrat să exprime sufletul jalnic sau mânios al unei mulțimi în primejdea de a fi strivită de puterile îndârjite ale lumii vechi, să o învioreze cu vehemență și să o împingă înainte, arătându-i viitorul în chipul unui trecut idilic și pe care soarta l-a arătat într-o societate părând de entuziastă de progres și grăbită de a-și lepăda veșmintele vetuste, dar hotărâtă a nu abandona nimic din privilegiile ei. Azi însă, când poporul românesc, după o lungă robire dinăuntru și din afară, a luat cunoștință de sine, chipul lunar și amar zâmbitor al poetului își regăsește puterea asupra sufletelor noastre și el ne apare drept cel mai în stare să dea expresie simțirilor moderne și românești și cu fluierul său poetic să ducă năzuințele noastre sociale pretutindeni. Vă mulțumesc că ați urmărit și lecția de astăzi. Vă doresc numai bine!